Salutare, dragilor! Eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre coronavirusuri. Cum arată, ce animale pot transmite această boală omului și cum ne afectează. În biologie, un virus este un agent patogen inframicrobian care nu are capacitatea de a se autoreproduce. El este multiplicat cu ajutorul celulei pe care o parazitează. Iar acești viruși provoacă diverse boli infecțioase numite viroze. Coronavirusurile au o formă variabilă, de obicei sferică sau ovoidală, și au capacitatea de a-și modifica morfologia, funcțiile biologice sau modurile de reproducere ca răspuns la condițiile de mediu. Au un înveliș extern pe care se află niște proeminențe glicoproteice foarte lungi, cu extremități rotunjite, bulboase, aranjate în așa fel încât la microscopul electronic dau aspectul de coroană solară. De aici vine și denumirea de coronavirusuri. Aceste proeminențe glicoproteice, numite spicule, au rolul de a se prinde de receptorii celulari, favorizând astfel infecția celulelor sensibile. Virionul are un înveliș extern de natură lipoproteică care conține proteine virale, iar genomul constă dintr-o singură moleculă lineară de ARN, monocatenară. Genomul ARN și proteina N formează o nucleocapsidă înconjurată de un înveliș extern. ARN-ul este infecțios, servește ca genom și ca ARN mesager viral. ARN mesager este o moleculă de ARN ce are rolul de a copia informația genetică a unei catene de ADN. Acest proces este numit transcripție. La procariote, și aici mă refer la bacterii, ARN-ul mesager copiază informația genetică a mai multor gene situate alăturat. Totuși, la eucariote, ARN-ul mesager copiază informația genetică a unei singure gene. Poartă mesajul genetic înscris în secvența sa și se asociază cu ribozomii din citoplasma celulară, la nivelul cărora dictează secvența de aminoacizi. După ce molecula de ARN își îndeplinește rolul său de mesager, este hidrolizată enzimatic și depolimerizată. Poate unii din voi veți fi surprinși, dar coronavirusurile sunt foarte răspândite în natură. Pot produce afecțiuni ale căilor respiratorii și gastrointestinale, unele din ele foarte grave, iar altele ușoare sau chiar neexprimate clinic. Adică persoana sau animalul care poartă acest virus devin doar purtători și pot infecta alte persoane sau animale chiar dacă nu prezintă niciun simptom. Bolile oamenilor și animalelor provocate de coronavirusuri sunt numite coronaviroze și pot afecta omul și animalele, așa cum am mai zis. Dar haideți să vedem ce animale pot fi afectate de coronavirusuri. În primul rând, aceste virusuri sunt prezente la păsări, porci, bovine, cai, rozătoare, lilieci, feline, câini, dar și alte mamifere. Ceea ce înseamnă că până în prezent, cercetările în virusologie au demonstrat că păsările și mamiferele sunt animalele care pot fi afectate de aceste virusuri. Mai exact, de coronavirusuri, că despre ele vorbim. Nu și șerpii. Șerpii sunt reptile. Este totuși posibil ca liliecii să fie cei răspunzători de transmiterea acestei tulpini virale, dar încă nu se știe sigur. Și mai este nevoie de timp ca oamenii de știință să poată identifica cu adevărat focarul de infecție. Se pot transmite coronavirusurile de la om la animal? Este o întrebare care ne macină pe toți. Subfamilia coronavirusurilor conține 4 genuri și peste 300 de specii de virusuri. Și într-adevăr sunt virusuri care infectează păsările și acestea pot afecta și unele mamifere. Deci se poate transmite virusul de la păsări la mamifere. De exemplu, genul alfa coronavirusurilor infectează liliecii, porcii, pisicile, câinii, dar și omul, provocând în principal rinofaringite. Beta coronavirusurile
ele circulă în principal la lilieci, dar unele afectează și bovinele, cai, porcii, câinii, șoarecii, șobolanii, aricii și alte mamifere. Tot din acest grup fac parte și speciile de coronavirusuri care afectează omul. Două specii provoacă rinofaringite la om, iar alte trei specii provoacă sindroame respiratorii foarte severe la om și este vorba despre MERS-CoV, SARS-CoV și noul coronavirus nCoV. Aceste coronavirusuri se transmit direct pe cale respiratorie sau fecal-orală, dar nu există încă nicio dovadă științifică că această nouă tulpină a fost și este răspândită de animale. Tot ce se știe până în prezent este faptul că acest nou virus, foarte infecțios de altfel, se transmite cu mare ușurință de la om la om și provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată. Din păcate, nu există un tratament antiviral specific sau preventiv pentru infecțiile umane. Tratamentul deocamdată este numai simptomatic. Totuși, Organizația Mondială a Sănătății, dar și alte instituții, caută răspunsuri la această situație de criză. Așa că lasă și tu într-un comentariu părerea ta despre acest nou tip de virus. Până data viitoare, nu uita să asculți, să observi și să înveți de la natură.